manifestării de astăzi, suferința. Am câteva amintiri pe care aș dori să vi le... Mai tare, vă rog, microfonul mai sus. Pe care aș dori să vi le amintesc. Am trecut și eu prin tendințele comuniste la vârsta de 16 ani și jumătate. Deci suferința, pot spune că am cunoscut-o din plin. Pentru cei care am trecut prin tendințele comuniste, poezia a însemnat o posibilitate de a evada în infernul în care am obligat să trăim. Poate ați auzit de reeducarea prin tortură de la Pitești. Acolo s-a încercat o polare a creierilor prin cele mai cumplite și barbare metode de inspirație sovietică. Așa cum spuneam, poezia a însemnat o posibilitate de a evada din infernul în care am obligat să trăim. Poeziile erau aduse de cei care veneau din alte temnițe, în special de la Iud, poeții Nichifor Crainic, Radu Giz, Sergiu Mandinescu și alții. Poeziile erau transmise prin morse din celulă în celulă, un alfabet morse adaptat, pe care și astăzi nu trezesc când doar bătându-l. Am să vă spun una din primele poezii care am învățat la Gherla în anul 1958. Poezia se numește Amin. Este scrisă de Sergiu Mandinescu. Deș avea o pană dintr-o aripă de înger și cerneală din bezne, poate atunci mi-ar fi lesne, să mă adun din toate risipirile, să-mi aștern amintirile și să spun tuturor de ce sânger. Era o noapte jefuită de stele, la fereastra nădejdii zăbrele, la ușa salvării lăcate, iar frunțile noastre palide luptaseră toate. Când, din mijlocul nostru, a izvunit ca o flacără neagră ura, focul ei a topit într-o clipă, grând suflet aripă, toate din tot și n-a mai rămas decât zgura. Oroase cumplite sparse rătăcerea, în cioburi de rănete mari cât durerea. Țândări din sufletele noastre se ridicau până la cer. Martirii ardeau pe ruguri de ger. Ah, cum și mai colba ochii istoria. Nu-i venea să creadă că în geamătul nostru scrâșnea cloșca și horia. Că sufletul nostru de nădejde orfan atârnau nojițele de la opincele lui Badea Crișan. Amintirea aceasta ca pe roată mă frânge. Pe jos erau risipiți crețarii de sânge, plata atâtor și atâtor păcate. Atât de cumplite au fost suferințele, atât de satanică a fost urgia, că noaptea aceea unii dintre noi și-au pierdut mințele, iar alții și-au pierdut veșnicia. Din cei ce au trecut pe acolo, doar morții trăiesc. Asemenea lui, așiși de reație, iată de pildă eu. Umblu, vorbesc, dar viața mea nu-i prietene, decât o moarte vie. Ah, Doamne, iată-mă aici în ceasul comorilor, sub lespedea grea de patim și chin, îmbrățișându-mi durerea. Aștept arhanghelul zorilor, aștept învierea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Da.